Odată cu răcirea vremii, crește riscul îmbolnăvirii cu infecții respiratorii, dat fiind faptul că organismul în momentul îmbolnăvirii este atacat de virus, ceea ce și în urma tratării se răsfrânge asupra stării de sănătate a omului, locuitorii orașului Drochia sunt de părerea că mult mai bine este să previi apariția maladiei. Așa, ceaiuri, este mai facem noi acasă. Ceaiuri facem din romașcă, din minte, din... este ea. Mai ce ieși, aia este mai mult. Mai căldus ne îmbrăcăm, mai șapcă copilul mic îl punem pe cap. Bem ceaiuri, bem cu lămâi, mai cu dulceață de căpșune, de malină. Și asta e bine, ne păzăm. Ce facem? Igiena o păstrăm, ne stăruim să... Stăm la călduț, să facem aerisire, să facem asta, e tot. Iar că infecțiile respiratorii, dar și multe alte maladii să se țină departe, cel mai important este să duci în mod sănătos de viață. Din meniul zilnic nu trebuie să fie excluse ceapa și usturoiul, susține domnul Gheorghe Babin. Dar nu știu ce asta, gripă, toată viața mea. Nu beau, nu fumez, nu la mâncare, la borșoară, cu vreo două șiricioare de ceapă, la fripturică, tot așa. Este foarte important ca fiecare cetățean, în momentul când observă simptomele infecțiilor respiratorii, să se adreseze la medic. Nu, ne adresăm la medic. Și în spate de lecuit cu buruienii, cu asta, dar mai mult la medic și prescrie. Ne adresăm la medic dintr-o dată. Cum apare temperatura, cum apar primele simptome, ne adresăm la medic. Deoarece imunitetul acum e foarte slab și... trebuie numai decât vizita la medic. Pentru a evita îmbolnăvirea locuitorilor orașului Drochia, medicii vin cu recomandări. Infecțiile virale sunt niște maladii sezoniere care au loc mai mult în timpul recei anului și preponderent se îmbolnăvesc copiii. Din simplu motiv că copiii au o imunitate mai slabă ca oamenii maturi și sunt mai sensibili la acești microbi. Deci, statistica, noi astăzi nu avem, fiindcă de abia sezonul rece se începe, dar același pacient poate fi, se îmbolnăvească pe parcursul sezonului rece de 3, 4 și până la 8 ori. Este important ca lumea să poată proteja de această maladie, fiindcă totuși oricare maladie lasă careva urmări organism. În primul rând, mersul pe jos, adică efortul fizic face la ceea ca mai bine se mărește respirația mai bine în organism. E evident că deci evitarea contactului cu pacienții bolnavi, mai ales în colective, fiindcă este și o boală care mai mult apare în colective, deci și clar că foarte bine ajută, deci folosirea vitaminelor, în special vitamina C în alimentație. Și clar că și o alimentație corectă a persoanelor. E clar că dacă apar simptomele ca infecții virale, așa simptome ca febră, frisoane, tusă, seacă, durere în tot corpul, este neapărat deja de a primi niște măsuri eficiente pentru înlătura această maladie. Important că infecțiile virotice nu pot fi tratate cu antibiotice. Pentru prevenirea virozelor, medicii recomandă ca cetățenii să consume cât mai multe fructe și legume, să respecte igiena personală și să se adreseze la medicul de familie la primele simptome apărute. Răceala sezonieră sau gripa este cea mai răspândită printre bolile de toamnă și primăvară. Aceasta este o infecție a căilor respiratorii și afectează un număr mare de persoane care contactează cu cei bolnavi. Victoria Conea, Ion Falca, TV Drochia.